Numele Tatălui, al Domnului, al Duhului Sfânt, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin. Mulțumim Bunul Dumnezeu care ne-a făcut parte și după masa zilei de astăzi și ne mai așteptăm încă o dată în casa lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și aș dori să spun, așa cum se spune în zilele noastre și în ziua de astăzi, în România, Hristos a înviat. Adevărat. Amin. Dimineață eram dincolo în biserică la noi și veneau mulți frați care treceau așa cum de mine și dădea mâna cu ei și zicea pașa Domnului, eu ziceam Hristos a înviat. Și le-am spus la foarte mulți să nu uităm că suntem români. Amin. Chiar dacă fratele Cornel poate de 20 de ani, fratele Vasile, eu n-am numai 7 ani și drept vă spun, mi se leagă inima de nimic de lucrurile acestea. Cu tot că sunt condiții aici, sunt de toate, dar să nu uităm de unde am plecat. Amin. Și Bunul Dumnezeu să ne ajute. Și îi spunem unui frate care cântă în față, frate, te rog foarte frumos să nu uiți, să căutați o cântare de Învierea Domnului. Și o căutați și o cântați o cântare. Deci, poate ei nu spunem, nici nu mai amintea aceste lucruri. Și Bunul Dumnezeu să ne ajute să fim cu adevărat copii lui Dumnezeu. Și Bunul Dumnezeu să ne ajute cu toți de împreună să putem tot timpul să slujim pe Dumnezeu. Eu acolo unde locuiam, în România, plus cam între la marginile cele două județe, Cluj, Bistrița, Maramureș, vreau să zic, și undeva Maramureș, în câteva sate, după cum auzeam, așa se salută tot timpul cu Hristos a înviat. Și foarte bine, bine ar fi să fie tot timpul cu minunile noastre, în gândurile noastre, mintea noastră și lucru, să nu uităm că-și Bunul Dumnezeu înviat. Și poate că ne gândim exact data, ziua, dar nu trebuie să ne gândim la lucrul acesta, fără trebuie să fim siguri că-și Dumnezeu a înviat și noi suntem astăzi în casa lui Dumnezeu. Cu toții de împreună vrem să ne bucurăm înainte lui Dumnezeu. Și aș dori să vă ridicați în picioare și voi citi exact un singur verset.